În data de 15 februarie a avut loc primul cer pastoral din acest an. Preoții din Episcopia Severinului și Strehaiei s-au întâlnit la Centrul Cultural Sfântul Ioan Gură de Aur din Drobeta, Turnul Severin. Luni 15 februarie a avut loc întâlnirea preoților în cadrul primului cerc pastoral din anul 2021. Scopul acestor întâlniri este acela de a intensifica lucrarea misionară a bisericii prin implicarea ei în societate, prin păstrarea moralității și unității creștine. De faptul că pentru prima dată când ne întâlnim, sincer, n-am avut, de când suntem noi preoți, n-am avut cercuri pastorale, deși eu sunt cel mai în vârstă, printre cei mai în vârstă. Asta reprezintă o noutate, în sensul că nu știam exact în ce vor consta. Sigur că prima impresie sau primul lucru la care ne gândim este faptul că mai de toate ne vedem după o perioadă mai îndelungată de timp, în ciuda pandemiei, și ăsta e un prilej de bucurie, pe de o parte. În al doilea rând este faptul că avem ocazia direct să ne spunem unii în fața celorlalți probleme de ordin spiritual sau, eu știu, sufletesc, să ne spunem pofurile legate de parohiile respective, cu alte cuvinte, ceea ce ne-ar trebui, ce ar trebui făcut de aici înainte, ce am făcut până acum, ce s-ar mai putea face, ce a fost bun sau nu, așa încât e un fel de bilanț, am putea spune, după fiecare început de an. Și sperăm că această întâlnire a noastră să fie de bun augur, adică de aici înainte să ne întâlnim de fiecare dată și de fiecare dată să aducem câte ceva în plus sau nou la activitatea noastră parohială și chiar și a celor care sunt mai în vârstă și care au pășit sau au primit o decizie de pensionare, faptul că încă mai sunt în funcție, asta ne face să ne simțim luați în atenție, nu ca bătrânii care uneori se dați uitării, și ne face să ne bucurăm că suntem printre ei. Sigur că lucrurile văd de cursul lor, adică totul merge înainte și indiferent de faptul că ești bătrân sau nu, trebuie să privești mereu înainte, spre ziua de mâine. Cuvântul de deschidere a revenit preasfințitului părinte Nicodim. În acest an, cercurile pastorale se vor desfășura aici, la Centrul Sfântului Ioan Gură de Aur, al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Datorită condițiilor din ce în ce mai grele, nu e posibil ca să ținem cercurile în diferite zone ale eparhiei. Ținem seama de faptul că preoții au posibilitate să se deplaseze în Drobeta, Turnul Severin. Și azi de dimineață, împreună am slujit Sfânta Liturghie, unii dintre preoți au asistat. Întâlnirea, cercul a debutat cu un cuvânt de folos duhovnicesc, o meditație binevenită pentru fiecare dintre noi cei prezenți, fie ostenitori ai centrului eparhial, fie cei aproximativ 16 preoți prezenți. Ne-am bucurat să audiem pe domnul profesor universitar, doctor, fost director al arhivelor din Drobeta, Turnul Severin, Tudor Rățoi, care, cu prilejul împlinirea 200 de ani de la Revoluția de la 1821, ne-a vorbit despre legăturile pe care Tudor Vladimir Mirescu le-a avut cu Mehedințu, cu județul acesta, care era cândva mult mai mare, județ în care el a avut proprietăți, în care a trăit o parte din ani și a fost binevenită. În arhive există documente despre întrunirea cercurilor pastorale din perioada interbelică, care se întindeau uneori pe două zile.